Modificarea legii educației privind acordarea burselor școlare a determinat și creșterea numărului de elevi beneficiari. În județul Hunedoara, în acest an școlar, sunt aproape 23.600 de elevi care vor primi bursă de excelență olimpică, de merit, tehnologică, socială și, în premieră, bursă pentru mame minore. De aceasta, din urmă, vor beneficia 20 de elevi care au deja copii. La capitolul Bursă de Excelență Olimpică 1, în județ există un singur elev care va primi, ca răsplată pentru rezultatele sale, 3.000 de lei pe lună. Un număr de 23 olimpici hunedoreni vor beneficia și ei de Bursă de Excelență Olimpică de gradul 2. Mai bine de 8.200 de elevi hunedoreni vor primi bursă de merit, printre aceștia numărându-se și cazuri de elevi cu medii foarte mici, nici de cum meritorii. Dar s-a ajuns în această situație din cauza unor scăpări în noua lege a educației. Cele mai multe burse sunt cele sociale. Peste 13.400 de elevi care urmează cursurile școlare vor primi un astfel de sprijin menit să reducă abandonul școlar din cauza sărăciei. În jur de 1.900 de elevi vor primi și bursă tehnologică. Și, în premieră din acest an, mamele minore care își continuă studiile primesc un sprijin material lunar în valoare de 500 de lei. În total, în acest an, aproape 23.600 de elevi vor primi burse. Valoarea totală a acestora pentru lunile septembrie și octombrie se apropie de 15 milioane de lei. Banii pentru cele două luni vor intra în conturile elevilor în luna noiembrie, spun reprezentanții inspectoratului școlar. Acum, tot ce am avut de achitat în acest an, da, s-au achitat și urmează pentru acest an, sigur că da, acum în noiembrie să plătim pentru prima la două luni.